verticală a etapei de fracțiune, prin fracțiune, în locuința unei numite vedete, numită vedete, nenumită vedetă, care a făcut uz de armă, într-un mod letal, infractorul respectiv. Și atunci, ca de obicei, opinia publică s-a împărțit în două tabere. Dacă e normal, dar cum se poate așa ceva, alții spuneau, dar bine, eu făcut. Deci o dezbatere cam capă la noi, în care nu se știe exact cine și ce argumente a folosit. Și mai mult s-a înjurat și s-a făcut proces de intenție decât o discuție logică sau principială pe acest subiect. Ce intră în discuția referitoare la legitima apărare? În primul rând, ce este? Cât de legitim este legitima apărare? Ce înseamnă legitima apărare? Avem dreptul să ne apărăm? Sau trebuie să întoarcem și celălalt obraz? Recomandările făcute de poliție prin Statele Unite și nu numai era dă-i banii, nu rezista agresorul. N-are rost să mor pentru nimic. Bineînțeles, efectul a fost o creștere a numărului agresiunii. În momentul în care nu există ripostă, nu există rezistență în fața agresiunii, sigur că da, fiecare dintre noi suntem tentați să ne retragem, să evităm asumarea unor costuri. Apare însă întrebarea dacă, făcând acest lucru, nu agravăm o situație. Argumente de principiu. Avem argumente de principiu. Legitima apărare este legitimă. Am dreptul la viață, prin nașterea mea, prin calitatea mea de ființă vie, prin ființă rațională. Eu am dreptul să trăiesc. Nimeni nu are voie să-mi ia viața din moment ce nu poate să-mi ia. Și atunci, înseamnă că eu am dreptul să rezist. Putem prelungi raționamentul mai încolo, detaliem de. Există argumente de principiu. Există și argumente de natură utilitaristă. În ce măsură este pentru binele general să acceptăm ideea de legitimă apărare. Ca oamenii să rezistă. Și facem un calcul complicat, să vedem dacă oamenii rezistă, care e costul pentru societate, care sunt beneficiile pentru societate. Cam asta înseamnă argumente utilitariste. Argumente bazate pe comparația costurilor și beneficiilor la nivel social. Vom aminti câte ceva despre situația juridică cu privire la legitima apărare, cum este înțeleasă ea cel puțin în textele juridice, iar în ceea ce privește practica, poate o să puteți să-mi spuneți mai multe. Un grup de discuții se referă la ce înseamnă și care este domeniul în care se poate manifesta această legitimă apărare. Al doilea grup de discuții se referă la cu ce anume ne putem apăra. Și iarăși, și aici discutăm despre argumente de principiu și, iarăși, argumente utilitariste. Și hai să mergem să discutăm. Legitimă apărare, care sunt argumentele de principiu, argumentele fundamentale în această discuție. De exemplu, autori precum Hobbes, filozof britanic, să spun, venea și prezenta lucrurile ca fiind stând în felul următor. Că nu prea avem și nu prea avem dreptul să ne. De ce? Punea de la dictonul, de la constatarea că omul este un lup pentru oameni, și atunci, în accepțiunea pe care avea despre modul de constituire a societăților, el prezenta lucrurile cam în felul următor. Oamenii au nevoie, își ameliorează viața, nivelul de trai, situația, la modul cel mai larg, prin integrarea unei societăți, deci prin faptul că ei trăiesc în societate. Dar făcând acest lucru, ei renunță la
renunță la, la dreptul de a le deține și de a le purta și de a le folosi, chiar în apărarea lor proprie, renunță la acest drept în favoarea statului care îi va proteja. Deci, cetățenii se dezarmează, delegă această putere de utilizare a forței unei instanțe superioare pe care o numim stat, fiind ulterior, deci, protejați de această, de această entitate binefăcătoare, binevoitoare, numită stat. Bineînțeles, Hobbes nu s-a gândit că s-ar putea ca tocmai statul să fie cel mai mare criminal din toate timpurile. Vă reamintesc că în decursul secolului 20, mai mulți oameni au fost uciși de propriile lor guverne decât de guverne sau armate străine. Deci au fost măcelăriți de acel stat care și că ar fi trebuit să îi protejeze. Deci, din acest punct de vedere, dacă judecăm fie numai după consecințele arătate de secolul 20, viziunea lui Hobbes pare să fie discutabilă, dar nu chiar complet greșită și periculoasă. De ce? Pentru că statul înseamnă oameni. Încă o dată, nu mai folosim în public termenul de stat. Vom vorbi despre guvern. Vom vorbi despre guvern. Deja seamănă a ceva mai concret. Statul este o abstracțiune. Guvern deja e ceva concret. Putem pune fețe. Preferați mutre pe această noțiune numită guvern. Și mai departe. Politicien. Stat, guvern, politicien. Deja aducem o creatură mitologică, o aducem la realitatea de zi cu zi. Politicien. Statul înseamnă politicien. O altă problemă logică în argumentarea lui Hobbes este aceea că unii autori, unii filozofi ar spune că nu se pot ceda drepturi inalienabile. Adică drepturi inalienabile nu pot fi înstrăinate. Nu poți înstrăina ce nu poate fi înstrăinat. Dar asta deschide discuția dacă autoprotecția este inalienabil sau nu. Este un drept inalienabil sau nu. Cine ne protejează față de stat? Am văzut că este o întrebare foarte, foarte pertinentă și s-a dovedit că inamicul cetățenilor, cel puțin în timpul secolului 20, a fost tocmai statul care trebuia să-i protejeze. John Locke, un prieten al libertății, spunea, pornea de la constatarea, de la ipoteza, de la ideea că oamenii sunt proprietarii propriilor lor corpuri și că, de fapt, legitimitatea proprietății este explicația, este justificarea legitimității, apărării ei. Legitim înseamnă că ei este al meu, îmi aparține, am drepturi asupra. Într-o astfel de viziune, cetățenii nu mai cedează drept unei entități numite, cum prefera, stat, guvern, politice, administrație și așa mai departe. Ei nu mai cedează drept. Ei delegă anumite puteri. Și le delegă în mod condiționat. Aceste puteri nu pot fi exercitate împotriva interesului, mai exact, împotriva drepturilor lor. Acest transfer, această delegare de putere rămâne valabilă doar atât timp cât entitatea numită stat, guvern, administrație publică acționează în interesul cetățenilor, în sub mandatul protejării drepturilor lor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de îndată ce un guvern
utilizează puterea care i-a fost delegată nu pentru protejarea drepturilor cetățenilor, ci împotriva cetățenilor. Pentru încălcarea drepturilor acelor cetățeni. Până la omorârea lor, până la confiscarea patrimoniului și așa mai departe. Rebeliunea este legitimă. Unii autori vorbesc să spună că este chiar o obligație morală. Dacă citiți Declarația de Independență a Statelor Unite și Constituția Statelor Unite, veți vedea că această idee i-a inspirat pe cei care au redactat acel lucru. Sigur, dar nu destul. Încă se mai fac referire la sclav, s-a aplicat cu o serie de limitări, dar rămâne această idee absolut revoluționară. Și anume că cei care se consideră, de fapt, în fruntea noastră, conducătorii noștri, sunt, de fapt, niște angajați, niște employați, da? Employee, civil servant, servitori civili, servitori ai populației civile, ai oameni, ai cetățeni. Și nu conducători. Bun. Vedeți că dacă mergem la argumente de principiu, discuția pornește în direcții diferite în funcție de care ți este busola, care ți este principiul fondator, pe ce te bazezi. Fie consideri individul și libertatea lui și proprietatea lui ca fiind o valoare supremă și atunci ajungi în tabăra lui Locke, fie consider că, de fapt, primează grupul sau sunt tot felul de alte abordări și ești în tabăra lui Hobbes și altora care sunt gata să renunțe la un pic de libertate și un pic de libertate pentru mai multă siguranță, chiar dacă în momentul încheierii târgului acest lucru pare interesant, iar mai apoi se dovedește a fi iluzor. Dacă mergem pe discuția utilitaristă, lucrurile se schimbă. Deci, atenție, revin un pic la povestea cu principiul. Ce înseamnă că ești într-o discuție bazată pe principii? Înseamnă că discuția nu face referire la consecințe. Nu discutăm despre consecințe. Dacă eu pornesc de la principiu că omul este subiect drept, este posesor de drepturi, înaintea apariției societății, înaintea apariției statului, că statul sau politicul sau oricum ai vreți să-i spuneți, garantează niște drepturi preexistente și că astea trebuie protejate, că libertatea este valoarea supremă, asta înseamnă ce? Înseamnă că, indiferent de consecință, indiferent că printr-o astfel de protecție se ajunge la o societate mai bogată sau mai săracă. Nu ne interesează. Principiul este acesta. Ne ținem de el. Câți oameni care sunt în această abordare cunoaște? Câți liberali de principiu care să spună, da, aș prefera să trăiesc în Coreea de Sud și mai degrabă decât în Coreea de Nord, pentru că acolo este mai multă libertate, chiar dacă nivelul de trai în Coreea de Sud ar fi cel din Coreea de Nord. Câți cunoaște? Nu sunt foarte mulți, așa? Ei, din acest motiv, din păcate, ajungem să fim nevoiți, să suntem constrânsi să purtăm dezbaterea aceasta și pe terenul definit de această abordare numită utilitaristă, în care se calculează la nivel social niște costuri și niște beneficii. Dar vă dați seama că tot acest calcul se face bazându-ne pe o ipoteză destul de dubioasă.
Noi facem comparații interpersonale de utilitate. Păi cum? Păi da, asta facem. Păi necazul unuia e mai mult decât bucuria celor mulți. Da? Bun, sacrificăm. Îl expropriem pe ăla, îi lăsăm pe ăla să moară. Nu? Dacă acest lucru este pentru binele general. Binele general primează. Păi s-ar putea, în această logică, de exemplu, ca satisfacția, utilitatea criminalului care torturează, da? Hannibal Lecter, da? El poate are o mai mare satisfacție mâncându-i lor la creier decât durerea celui care este omorât de criminalul respectiv. În viziunea utilitaristă, care nu face referire la valor, la dreptul și așa mai departe, acesta este un rezultat cât se poate de mare. Avem o problemă cu utilitarism. Avem o problemă. Eu cel puțin am o problemă cu această abordare. Pentru că utilitarismul s-ar putea să te ducă în situația în care spui, da, domnule, poate pentru binele poporului, ca o anumită minoritate, pe care, știu eu, poate-s mai bogați, poate să ia 1%, poate-s au păr de culoarea nepotrivită sau religia sau originea etnică nepotrivită și atunci hai să demonstrăm că dacă e spre binele poporului să-i omorâm, să-i lichidăm, să-i deportăm, să-i asasinăm în masă, un utilitarist prins în capcana propriilor argumente nu poate să n-are pe ce să se bazeze. Ca să spună, domne, hai domne, nici chiar așa. Nu se poate așa ceva. De asta principiile sunt importante. De asta vă rog să vă feriți de cei care privesc cu dispreț principii. De cei care se autodefinesc pragmatici. Când pragmatismul nu este decât o mască pentru arbitrar și pentru a lua deciziile în funcție de circumstanțele care îi vor avantaja și în funcție de ce vor dori să aleagă în viitor. Oameni care nu vor să fie constrânși de niciun fel de logică și de coerență intertemporală. Păi, ieri am zis așa, dar acum condițiile s-au schimbat, facem altfel. Feriți-vă de ei. Feriți-vă de ei pentru că istoria este plină de astfel de mari pragmatici și au fost întotdeauna foarte, foarte dispuși să fie consilierii marilor măcelari ai umanității. Bun. Dacă mergem în aceste argumente utilitariste, hai să vedem care este logica mai departe. Unii vor spune că nu este bine ca oamenii să aibă posibilitatea să se apere în fața unei agresiuni din partea semenilor lor. De ce? Pentru că dacă oamenii au acest drept și dacă cetățenii se pot apăra, au arme, de exemplu, și au dreptul să le folosească pentru propria lor protecție, că acest lucru va duce la o creștere a violenței. Este unul din argumentele aduse de către cei care vor să limiteze deținerea de arme de către cetățeni. Vor fi abuzuri. Păi da, dar ce se întâmplă dacă ăla vine și omoară pe unul de care nu-i place, care l-a deranjat, care l-a încurcat și spune, de fapt m-a atacat. Îi pune un pistol în mână și zice, domnule, de fapt m-a atacat. Pot fi abuzul. Se poate ajunge la o cursă a înarmărilor. Pistolul meu e mai mare, mai puternic, pușca mea bate mai departe decât a ta și se ajunge la încărcătorul meu are mai multe cartușe, se ajunge deci la o escaladare a armelor de atac și apărare. Da, pistolul tău e mai grozav, dar vesta mea antiglonță mai și mai bună, automobilul meu e mai blindat decât al tău și acest lucru, investiția în arme de apărare și atac, iarăși argumentul utilitarist, această
cursa înarmărilor duce la o creștere a costurilor sociale pentru niște beneficii care